14 elevi și o profesoară au fost internați în spitalul din Rezina după o intoxicație cu aerosol la școala din satul Pereni. Doi copii au ajuns la spital în stare gravă, către ora 16 fiind externați din secția de reanimare în saloane de terapie. Potrivit Ninei Postu, directoarei Spitalului Raional Rezina, starea copiilor este acum satisfăcătoare. Începând cu ora 12, au fost internați în Spitalul Raional Rezina 15 pacienți, 14 copii și un matur, internați în mod de urgență, cu intoxicație cu un gaz cunoscut, un copil în școală a dispersat un aerosol care a provocat unele simptome de intoxicație la acești copii. Copiii au fost aduși în stare grav medie, la moment starea lor este satisfăcătoare. Tratamentul este coordonat cu specialiștii republicani în toxicologie. Sunt în continuare la monitorizare. Potrivit poliției, joi, un elev în vârstă de 15 ani a adus și a deschis în școala din satul Pereni un aerosol cu piper care avea termen de valabilitate expirat încă din anul 2011. Băiatul nu a avut de suferit, iar toate persoanele internate la spital sunt fete. Am primit un apel telefonic de la un angajat a gimnaziului Pereni, precum că un minor, având în asupra sa un balonaj cu gaz lacrimogen, a emanat în timpul pauzei, în prezența mai multor minori, gazul dat. În urma discuțiilor cu acesta explică că n-a conștientizat care va fi pericolul, mai bine spus, nici nu știa ce fel de gaze se află în balonașul dat. S-a deplasat grupul operativ la fața locului, unde s-au stabilit toate circunstanțele. Urmează ca experții să se expuie asupra conținutului gazului dat și care putea fi pericolul. Totodată, părinții minorului dat, la fel, urmează să fie trași la răspundere pentru neglijență în educarea copilului și, la fel, neglijență asupra bunurilor care le-au în posesie, mai cu seamă despre balonașul cu gazul dat la care ne referim. 15 persoane intoxicate în gimnaziul din Pereni erau internate la spitalul din Rezina către ora 17 a zilei de joi. Ultimul caz de intoxicație în mase în școală a avut loc acum 2 ani la Rezina, în liceul din satul Cuizeuca. 36 de copii au suferit atunci după ce au inhalat insecticid adus la școală de o elevă.